Prieteni, ce să spun? Aici, uitați și pe Alex. Nu se vede bine telefonul, nu știți. Hello? Am spălat asta afară, mai dus în beci, le-am șters cu prosopul pentru că le-am spălat de două ori și tot rămânea grăsimea. Tăbile, nu, nu. Tăbile care sunt de aici le-am mai dus aici să le mai șterg încă o dată, care nu se bag la beci. A făcut și ursul, vreau să spun că a făcut, am spus. A luat pirosire, a luat toala de acolo, m-a mai spălat, a măturat, a luat focul. Și acum e și rândul meu. Rândul meu a fost acolo, că am spălat la robinet, a mai rămas o oală. A fumat rău aia, nu pun mâna la ea. Am pus-o la moi, pentru că au făcut și mămăligă în ea. Aia s-o spele patroana. Și aia mare rotundă afară, care mai e, care se vede, aia bag furtunul. Acum am zis să bag ferii, să vedem. Să mai iau puțin din grăsime până rezolvăm cu apa. Cu ăsta, cu idoforul. Pentru că vine mâine cineva să uită la el. Și spăl cât de cât, pentru că luăm toată mizeria și o ducem în casă. Am încercat să spăl cu mănuș, dar deja vă le-am dat jos. Nu merge cu mănuș, până nu dai cu mâna, ca lumea nu se simte nimic. Cu mâna să spală bine. Și am zis să-mi fac și o cafea. Pentru că ca să mai decapăt puterea. Ce este la noi? Că nu avem apă. Avem o apă aici, așa, la bidon, care s-a stricat și trebuie colit. Să spălăm tot dozatorul, curăța prinăuntru ca lumea, pentru că n-am mai fost curăța ca să putem bea o apă ca lumea. Până scăpăm de umplura asta de schia, pentru că și pe scări, mi-e și frică ca lunec. Mă fac un cafea așa, din obișnuit la ora asta. O să beau și mai puțin, ea nu o să o beau pe toată. Am preparat soluție pentru, am dat pe aceea de muște, pentru că nu mai suportam. Acum, când îți face efectul și soluția. Uitați cum am preparat-o. Dar sunt muște o grămadă, pentru că au venit la carne și e și cald afară. Aici trebuie plăține ca lumea, dar după ce nu termină, termină afară. Că afară e cultura. Faci și curătă, îi șterși geamurile în altă zi, ușa, ușile, pentru că e mâna, peche, untură. Cer și geamul nu l-am pus la ușa. A rămas uitat. Aici n-am făcut nimic. Doar afară. Eu să fac cu aia. Să termin afară. Eu nu știu ce a făcut patrona de aruncă pe perele. Ce s-a întâmplat cu ele, nu știu. Le-a spălat cu femeia care a avut-o cu Andreea. Ce le-au făcut, nu știu. De le-a aruncat. Cred că le aruncă la gunoi, nu niciun car, nu se mai spală alea. Să le speli în cadă cu clor, cu alea, nu se mai albesc. Nu știu, că se termină atât. Nu știu unde le-a găsit băgate de le-a aruncă. Cred că le-a găsit ascunse, le-a dat să le speli sau ceva, nu știu. Chiar nu știu. Asta e problema ei, dar e și a mea, pentru că e bătaie de joc. Nici eu nu sunt așa săraf tot, să aruncăm pierdele, să aruncăm tot, păi ce suntem noi? Bună ziua, bună ziua, am revenit. Toată lumea spune că noastră filmez singură, că nu știu ce. Păi cu cine să filmez? Dacă acum nu mai e nimeni, cu cine să filmez? Dacă sunt cu toți, un scandal cu toți, se oblig, se bat la filmare, ca să fac bani cu ei. Fac cu bani cu ei, mai bine mă lipsesc și nu mai fac niciun ban decât să fac cu ei. Hai de capul, așteptăm niște apă caldă de aici, dar nu prea merge. Merge apa încet. Înăuntru să dă drumul la apă în continuu, Olga, nu știu ce, să o să spală. După ce că merge apa încet, să spală într-una. Aici, la noi. Merge apa încet. Se iau găleata asta, deci am măturat și un pic, am mai adunat ei pe aceea la foc acolo, au adunat crătițele. Hai să vă arăt, m-am dus să iau, am luat astea. Să fac rânzele astea, voiam să le fac de aseară. Dar am luat două drumuri.
Aseară nu era ață. Îmi solicitasem că au luat de asta și o căutai peste tot și nu era. Să le leg, așa să fac cu bulețe de la pe rânză. După care nu era, am pregătit tava tot, după ce am mai spălat și o vasele aceea, am zis să le fac. Am văzut că nu e ață, gata. Azi am cumpărat. Iunie. Azi ce s-a întâmplat? Nu mai sunt rânzele. Le aduc la bucătarul, cred că să le facă, pentru că nu-i normal la cap. Murător, bulion. Gata la bucătar. Măcar să se mută definitiv acolo. La bucătar. Am cumpărat detergent să spăl oalele, tăbile, ce mai e apă caldă. Mai aștept să mai spălam și prin curte. Am mai spălat ea ce am mai făcut, ce au făcut, dar... Mai trebuie făcut, au luat ce era mare, luat ursul, pilostiile, toate le peci, balamuc. Am adunat eu gunoiile în ăla să le car, dar mai târziu. Că dacă sunt în căruțul ăla, nu le sparg pe inimii. Oricum, era destul și este balamuc. Că așa este la porci la noi. Noi când facem, tăiem porci, așa facem. Din obișnuință. Înfură peste tot. Să ajung și detergentul ăla, nu pun apă mult odată, spăl câte puțin ca să mai schimb apa aia în ligian. E untură pe tăfăle, doamne. Și mai bine iau câte o găleată, arunc pe aia, s-o arunc căpetele pe jos. Patrona. Nu știu ce avea cu ale pedile de a da cu ele pe jos. Chiar nu știu. Și nici nu mă bag. Am mers, l-am dus spre Leonardo la sală, pentru că nu știu, nu avea cu ce să-l ducă. E acolo la mama lui. Și după aia l-am dus înapoi, am vrut să meargă înapoi acolo. Aseară am vrut să ieri, de fapt, să prăjesc, cartof, s-a terminat butelia. Acum le arunc. Și l-am dus înapoi la ea. Hai să joacă cu David acolo. Și așa era numai grăsime, pe aici, o untură. Aluneca copilul. Mai bine stă... Să terminăm și noi cu treaba aici. Să și cu rânzele. Cred că le-a dus să le facă la bucătar. Că așa fac ei. E scârbă ce-o fi zis. Că fac eu filmare cu acele rânze. Și fac niște bani. Dar nici eu nu mai fac pentru nimeni niciodată, nimica. Vezi că fac eu filmare și iau vizările și iau banii pe. Mamă, e foarte supărat, am văzut. Aici am niște spanat care l-am luat ieri. Dar nu am timp să fac acum. Poate mâine o sorbiță ușoară. Acum chiar m-am văzut că e untură multă, că aici e grăsime, până mai descurs și eu, mai fac și ei. E mult. Și aia, eu cum bănânată ca să fac și o rânzăle, să îi le leg. Lasă și să ducă la lumină, alte păr să le leagă. Așa vor. Nu știu de ce a aruncat patroana pe delele acelea, chiar nu știu ce s-a întâmplat cu ele. Mă gândesc că-s de la ea, să nu fie de la mine ceva de pe sus, de la camere. Pentru că știu că aveam două perdele care nu le mai pusasem când am putut. Trebuia o scară foarte înaltă, dar nu știu, nu cred că sunt ale mele, nu avea cum. Nu știu ce cu acele perdele, chiar nu știu. O să le iau de acolo, o să le bag într-un sac, să vedem ce cu ele. Nu știu ale cui sunt, de unde au apărut acolo jos, nu știu. Ursul se mai plimbă și el. Se mai plimbă cu, s-a plimbat cu Alex, acum a venit Leonardo, acum a venit acasă, l-a luat și pe el. Mai plimbă și fetițele pentru că se plictisesc, ca și nu știu, au văzut multă gălăjie, mult stres. Și cred că nu s-au simțit bine. Și Georgiana a muncit. Vă dați seama. Ce au văzut aici? Coșmar. Prieteni, vă mulțumesc. Vă doresc o seară frumoasă. Să vă ajută Dumnezeu. Și mie să-mi dea putere să merg mai departe să mai filmez. Pentru că n-am mai avut, nu mai pot să mai filmez. Vă mulțumesc mult. Pa, pa. Prieteni, am revenit din casă. Și nu prea avem becuri. Vedeți? Până vine cineva mâine să vedem, să facem improvizații, să punem o schelă, o scară.
Și a venit Leonardo. Haide să vă arăt ce m-am luat pentru Leonardo, pentru că știți... Stai puțin. Știți toată lumea că s-a apropiat. A venit Leonardo, prieten, și a venit îmbrăcat și a luat vestuțe. Suntem în curățenie, ne cerem scuze, dar am scos covorul, facem curat de la porci. Haideți să începem. Așa, mi-am luat o pereche de ciorapi. Bine, îl folosesc și eu și fratele meu, la fel. Amândoi. Da? Botoșii ăștia care... I-am luat eu pe ăștia de la Severin. Ăștia cred că o să-i dau lui cine? Nu, care și Alex. Da? S-a îmbrăcat Leonardo. Are tot din astea. Ce ți-ai mai luat? Am felii de chiloții. Adidas și ăștia. Da, când ai plecat acolo, ți-am luat, da? Și eu Adidas. Da, de care? Ălea, care sunt în plasă, care le-ai purtat. Da. De ce le-am spus? Și mai am căștile astea de iarnă, care să pun, uitați, așa, da? Și mai și am... Și ăsta cu e? E-al fratele ăsta. Ia. Vai. Da, ăsta al fratele meu. Și vestuța lui Alex. Prietene, da. Cerem scuze. Și șamponul ăsta, nu știu, l-am luat. Ce mi-ai adus mie, arată, șamponul? Da, lui bunica i-am adus un șampon, cadou. Pentru că și ea mi-a luat botoșii. S-am luat botoșii și am luat și lui Alex. Da. Asta e vestuța lui Alex. Da. Tuneric de bea pe hol. E la fel ca mea. E la fel ca mea. E la fel ca ta. Mă doare capul aici, gen la tuneric. Și cât credeți că a costat? Cât a costat? Cât? 4 milioane jumate 500. Wow. Pentru că mi-am luat alocația și pantalonii și... Ce facem în întunericul ăsta? Și mai luăm și lua de la asta. De-aia nu filma Alina aici. Și-am luat și pentru Alex, botoșei. Orile aici, căști ce și-am mai luat. Hai de mine ce tuneric e. Pune capul să dă locul ei la noapte? Da. Am zis să fac curat, să vede că am covorul aici, jos, gălețele, sunt în curățenie puțin, am făcut pe afară, am spălat oalele, am mai dus un beci, am mai spălat prin curte puțin așa, pentru că mai dăduse ursul cu apă, mai luase el focul. Și am să fac curat, că nu mai suport, că toată lumea intră încălțați, toți am intrat încălțat aici. Nu numai aici, peste tot și la în casa mică, na. Știți cum e la noi, că nu se descalță la ușa. Eu, ce să zic, prieteni, sunt așa într-o perioadă, cum să spun, am luat și trepiedul, să fac puțin și pe hol aici, pentru că s-au făcut turme. În cameră am filmat aiurea, tuneric bezna. S-au ars becurile și e greu de pus. Foarte greu. Pentru că e casă înaltă. Hai, Leonardo! Și am văzut mama să consumă și ea. Foarte trist. Nici n-am putut să mai mă uit la ea. Pentru că vine iar să plâng și tot așa. Sunt într-o perioadă, cum să zic, mai... O băga Adidas și dă-i botoșeii jos, pentru că botoșeii sunt pentru să nu mai răcești. I-am văzut lucrat manual. I-am luat, am zis, ca să nu mai răcească. Și așa umblă de scurt de multe ori, ia să-mi și nu bag Adidas. Și nu prea m-am simțit bine. Și zilele astea și mai înainte, nu știu de ce. Am ajuns așa, care nu mai am răbdare după nimica. Nu mai îmi vine să spun adevărul, nu mai îmi vine să filmez. Dar am zis să mai filmez un pic acum, că tot am început azi. Filmat puțin prin bucătărie pe acolo. Nu mai am cum eram înainte, nu știu de ce. M-am lăsat, așa, încetul cu încetul, parcă mi s-a tras totul. Nu mai am răbdare, nu știu. Am intrat într-o stare foarte întoarsă, aiurea, și care vreau să ies din ea. Alex, s-a luat și ție. Ce? Vestuță. Vestuță și uite să vezi ce s-a mai luat. Un flanel de la cu glugă de training. Da, problemele, am ajuns într-o stare care nu mai suport să vorbească cineva de mine, nu mai gata, nici nu vreau, evit.
Și mama s-a supărat și ea, ce nu pot să mai opresc, pentru că am fost cu ea și am vorbit, că în telefon vorbeam, dar nu prea înțelegea totul și da, a rămas așa. Că i-am spus că vreau să nu mai stau, că nu știu ce, și a rămas îngândurată și plânge într-una. Asta e. Vedem. Dumnezeu poate mă scoate din întunericul ăsta, pentru că sunt așa, aiurea. Am făcut afară ce am putut, să nu mai vorbim de ea, iar am făcut ce am putut, am spălat puțin în mare, am mai făcut, am mai descurcat. Am vrut să le rânzele, am cumpărat ață de aia cum să leagă rânzele la noi, dar nu le-am mai găsit în salon. Am vrut, dar nu știu ce au făcut, cred că le-a băgat la ladă sau le-a suit în pod așa nelegate, dar n-are cum să le suie în pod pentru că sunt moi. Trebuie legate frumos ca să întărească, să stea tare. Și acum am zis să-mi fac puțin bine casă. Pentru că, na, nu pot să suport. Am scos traversa lungă, aveam pe aici așa, una lungă, am dat-o afară, am schimbat coborul din cameră. Hai, trebuie și curățenie. Unde mergeți? Cu cine mergeți? Pa! Văbița lua Vestuța pe el. Azi l-am dus la sală, trebuie să-l lași toate treburile. Când e vorba de copil și are ceva, trebuie dus. Ce să mai zic? Nu știu ce să mai zic, nu știu ce să mai vorbesc, parcă nu mai am gură, nu mai am gai. Cum să ies din starea asta? Nu știu. N-am mai gătit nimica, am mâncat așa, câte un pic, nici mâncarea nu mai intră. Vreau să mănânc, să fiu liniștită, dar de unde? Că nu mai e, nu știu ce sunt pe mine, blesteme, cred că e ceva făcut sau nu știu ce am. Chiar nu știu. Am umblat cu mama, am umblat cu Alin, cam două zile, am avut niște treburi de rezolvat, am umblat, le-am rezolvat, a dat Dumnezeu și a fost bine și am rezolvat. Nu am fost la doctor, la niciun doctor, pentru că am zis că merg după ce termin cu antibioticul acela și o să merg să-mi fac analizele și să încerc să mă calmez, dacă pot. Cine știe. Am văzut multe comentarii, că să mă mut, că da. Mai vedem. Să am răbdare, pentru că nu e așa ușor. Trebuie să ai bani, trebuie să nu cumpere așa, gata. Trebuie să ai bani strânși o parte, să plătești un avans înainte, să plătești, nu e așa, să pleci, gata. Mai aștept. De ce n-am filmat? Că filmez numai singură. Filmez numai singură că nu am cu cine deocamdată. Eu nu sunt aia care trebuie să intru, nu am intrat peste nimeni cu telefonul meu să filme, nu m-am dus la nimeni în casă, nu am profitat de nimeni, dacă a venit cineva aici, gata, să pun telefonul pe ei. Nu, am stat, mi-am făcut singură, am zis dacă mă ajută Dumnezeu și îmi dă ceva, îmi dă. Și cu ajutorul vostru vă mulțumesc din suflet că mă urmăriți. N-am putut așa să mai, da, ce a filmat atunci cu porcii, am fost încurajată că, na, eu nu prea vroiam să mă bag la porcii lor, pentru că știți cum e problema, că nu vorbim, eu sunt într-o stare care nu pot să uit ce mi s-a întâmplat atunci când a venit leu acasă, chiar nu am rămas șocată, cred că de atunci, pentru că s-a vorbit multe vorbe urâte, murdar, foarte, prea de tot a fost. Treaba este, în fiecare zi, trebuie să creăm toate murăturile, beci, untura, bidoanele, să le punem la locul lor. Nu știu ce face cu carnea. Carnea este în salon, cred că trebuie ridicată în pod, pusă la fum, să stea o zi așa să zvântă, după care trebuie fum. Este cam cald, dar ce să mai zic? Asta e ce vrea Dumnezeu. Are sare foarte multă. Are sare, mă rugă. Am spălat untura pentru că nu mai suportam ce e afară.